Oftă bună băieți, o nouă zi, o nouă reacție, ne uităm astăzi Abonatul zilei este... Abonează-te și dacă vrei să apari în următorul videoclip La schema Nordis explicată de Rovion A fost o schemă Wow, efectiv, eu am rămas prost de ceea ce se poate întâmpla cu domeniul imobiliar de la noi. Îmi place foarte mult nebunia asta cu domeniul imobiliar, by the way. Sunt destul de interesat, mă uit în piață, m-am uitat după apartamente, după chestii, după... Îmi place, îmi place foarte mult să mă uit. Sincer, am avut ceva sceptic mereu cu Nordis, nu, nu neapărat să știu că a fost ceva, dar am avut așa o chestie, că n-am stat niciodată să-mi bat capul, pentru că, într-adevăr, părea prea bine ca să fie real, dar, sincer, până la urmă, nu știam absolut nimic. Adică puteam să fiu și eu printre oamenii apăgubiți și așa mai departe. Dar da, am avut parcă așa un mic sentiment, parcă nu m-am gândit niciodată să zic, bă, haideți, nu vreți să ne uităm la Nordis ăsta, ce ziceți de chestia asta? Dar da, haideți să ne uităm la scandalul Nordis, care e faza de la Rovision. Când în când Recorder vine cu un clip care zguduie România, din care mai aflăm modurile inventive. Efectiv, bro, recorder, viață lungă, recorder, vă jur, recorder este next level. By the way, apăsați repede pe butonul ăla de subscribe, că am uitat să vă zic și pe like, că ne ajută la algoritm rău de tot. Dar da, bravo, big like pentru recorder, oamenii de la recorder sunt next level din punctul meu de vedere, ce face Alex Nedea și echipa și toți oamenii din echipa recorder, nota 10 din punctul meu de vedere merită susținut, sincer prin care unele persoane din țară își trag bani pe dreapta sau se folosesc de lacunele din sistemul legislativ, tot pentru personal gain. Chit că... Bă, sincer, asta e de fapt cea mai mare problemă aici, pentru că noi avem niște probleme foarte mari pe zona legislativă, pe zona de construcții. Și vă zic chestia asta pentru că am tot auzit oameni și au fost diferite cazuri. Cazul Panorama din București, care e acolo spre doamna Ghica, în intersecția cu Heliade, Rădulescu, cred că se numește Heliade între vii, ceva de genul ăsta. Bro, aia a fost una dintre cele mai mari țepe imobiliare din București, dacă nu cred că cea mai mare țeapă imobiliară din București, unde inclusiv băncile au pierdut bani, bro, inclusiv băncile. Că vorbim despre oameni aflați în funcții politice de la primar de comune până la președintele țării. În ultimul lor videoclip documentează altă schemă perversă, schema Nordis, o firmă de imobiliară care a păgubit cetățenii români. Azi aflați care e faza cu Nordis. Ce s-a întâmplat în urma investigației celor de la Recorder și răspunsul lui Shell în legătură cu promovarea Nordis din trecut. Ca să-și facă treaba algoritmul ăla, like la videoclip și subscribe la canal. Iar pe canalul principal aveți piese copiate 6. Vă aștept și acolo. 100 Bine sunt o sare, știi că aștept Pentru o înțelegere mai amplă a cazului Nordis, vă recomand să mergeți să vă uitați la clipul de la cel mai simplu, nu vă luați după mine sau după ce, zic, Ro ce zice Rovision, vă puteți uita singur, efectiv puteți să vă clătiți ochii, direct la Recorder, vedeți tot clipul ăla și o să rămâneți proști și o să vă dați seama în ce țară de dobitoși trebuie. Recorder, vi las în descriere, a ajuns locul 1 în trending și merită fiecare view și like pentru munca lor. Pot doar să vă spun pe larg ce s-a întâmplat, ca după aia să continui cu urmările. Nordis Group e o companie imobiliară care se ocupă cu dezvoltarea de hoteluri și blocuri de apartamente care din ce am înțeles în momentul de față și-a declarat insolvența. Țineți cont de chestia asta, deci cică. Cred că la o seară sau două după ce ce și Dric, să e asta de la Recorder, cred că și-au declarat insolvență. Mente mai premium, așa, mai de lux. Au avut o campanie de marketing atât de agresivă și reușită, încât au putut să creeze ideea de seriozitate. Recomand... Bro, marketing era peste tot echipamentele arbitrilor din linga I. Peste tot, pe lângă Palatul Parlamentului, numai Nordis, vedeai. Când ieșeai de la aeroport, de la Otopeni, Nordis. La Mamaia, Nordis, bro, peste tot era Nordis. Nu exista loc în care să nu vezi Nordis. Mandați de influenceri, panouri publicitare în puncte cheie și articole plătite la diferite televiziuni. Doar că în spatele Nordis, cărțile se făceau un dezavantajul cumpărătorilor. Să vă explic pe scurt cum funcționa schema. După ce reclama și-a făcut efectul, au apărut românii să cumpere apartamente de la... Și nu 1, 2, vă dați seama că au apărut foarte mulți români, pentru că erau sume foarte, foarte micuțe, cu un randament foarte bun. Era un randament fenomenal și implicarea ta era egală cu zero. Tu doar plăteai banii, ți apartamentul, ei se ocupau de absolut tot și tu în ai bani. Cel mai simplu lucru de pe planeta Pământ să-ți facă alții bani. Cel mai bun lucru. Dar... De obicei, când este așa de bine, sunt foarte multe sketch la mijloc. La Nordis, apartamentele erau doar la nivel de proiect, încă nu erau gata. Dar dacă plăteau un avans pentru un apartament de genul, cumpărătorii aveau parte de reducere. Așa e E, uite, și eu, am, și eu am frica asta mare să cumpăr clădiri care sunt la fundație sau chestii de genul. Că inclusiv blocul ăsta unde am eu birou aici blocul ăsta a avut o problemă. El a fost primele scări, pe aici sunt mai multe scări, finally. Primele scări au fost construite undeva 2008-2010 și restul scărilor au rămas blocate la un anumit etaj. După acelea au rămas blocate ceva timp și au fost cumpărate de un alt dezvoltator imobiliar. Și de-abia după s-a început construcția lor. Din ce am înțeles, pe aici, prin scara în care stau eu și altă scară, nu erau vândute aproape nimic, dar în cealaltă scară erau vândute și ar trebuit oamenii să-și primească apartamentele. Vă dați seama, iar sunt niște probleme, totuși mulți oameni își dau toate economiile de o viață pe un apartament în care să locuiască, ca să, ca să aibă și un bun care să dea, pe care să-l dea mai departe copiilor, nepoților, etc. 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 Și se întâmplă nenorociri de genul. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă acum cu legislația asta din România și cu ce încearcă ei să schimbe cu doar 10% și așa mai departe, E o chestie bună, mie normal. Și mi s părea mie normal, sincer, mie mi s-ar părea oricum, ca dezvoltatorul, să nu aibă voie să se folosească de banii oamenilor. Mi s-ar părea normal că absolut orice bani ok, că primește 100%, că primește 95%, primește 10%, că primește 20%. Și s-ar părea normal ca toți banii respectiv, frate, se ducă într-un cont și din contul să aibă voie să fie scoși doar cu facturi pentru clădire sau doar la final, în momentul în care uh, dezvoltatorul predă apartamentele, de-abia atunci să poată să primească banii. Și așa s-ar micșora mult mai mult chestiile de genul. Trăgeau. Iar ei rămâneau doar cu o hârtie la mână, un contract ce însemna promisiunea de vânzare. Nu însemna... Care și făcută la notar, aparent înseamnă zero. La notar... Nu ai cum să faci două promisiuni pe același apartament în mod normal, legal. Și nici vânzare-cumpărare pe, două pe un apartament de două ori, dar Că și dețineau apartamentul. Avansurile pot ajunge și până la 100% în România. Pentru apartamentele în stadiu de proiect nu e deloc reglementat. Recorder ne arată cum cei de la Nordis au profitat de asta. Problema a fost că aceste blocuri promise nu au fost construite sau au rămas nefinalizate, cu excepția unui hotel din Mamaia, unde jurnaliștii. Da, e doar hotelul ăla de 5 stele care e gata din Mamaia. Recorder au descoperit că multe din apartamentele de la hotel erau vândute de mai multe ori la persoane diferite. În felul ăsta mulți au rămas fără apartamente și fără bani. Cei de la Nordis se se făceau de negăsit. Nu mai Asta mă șochează, pentru că eu din ce știu. Nordis, acum puteți să mă blamați și așa. Nu înțeleg de ce ar fi făcut asta, pentru că din ce știu eu e o companie care a mai construit în trecut. Nu e primul lor proiect. Oamenii au construit și au tot construit. Nu înțeleg de ce au făcut mizeria asta când ei puteau doar să se îmbogățească, efectiv, dacă chestia asta mergea ca la carte și nu avea cum să nu meargă, pentru că sunt dornici de oameni de mers la mare. Sinaia, etc. unde aveau ei proiectele alea Brașov. Și să meargă și în condiții decente Pentru că arată decent hotelul ăla de la mare Bro, dacă ei ar fi făcut chestia asta cu cap Și ar fi făcut-o ca oamenii normali Efectiv se îmbogățeau și nu trebuiau să fure absolut nimic Totul era legal, stăteau liniștiți, dormeau liniștiți Și nu se mai trezeau cu chestia asta Nu înțeleg, deci nu înțeleg, vă jur Efectiv nu înțeleg de ce Ar trebui deci, cât de, de, C-, de, de cret... Nu știu, mie mi se pare chestia asta de un cretinism total Ca un om decât să prefere să facă bani într-un stil legal, să prefere să fure banii aia, bro, când are efectiv, bă, și nu erau chestii care să nu fi mers, chestia asta ar fi mers, pentru că sunt foarte mulți oameni care au investit, aveau banii, construiau, îi terminau, habar n-am, nu știu. Mai răspundeau la telefon sau la mesaje. Recorder a mers mai departe și a conectat povestea până în spațiul politic, unde au descoperit că unul din asociații principali nord... Da, doamna Raula Vladimir Cior Laura Vincu. Este soțul Laurei Vicol, parlamentar PSD și în același timp capul Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Da. Deci când vine vorba de... Nu se că au fost bani plecați în parlament normal, nu? În hotărârea unor legi avea și ea ceva de spus. Cei de la Recorder au accentuat ideea că statul care în mod normal ar trebui să te protejeze de astfel de schemuri avea într-o poziție importantă chiar soția celui care era implicat în schema Nordis. Ce? Păi nu înțeleg de ce de, de ce a făcut schema asta când avea urmări a avut o astfel de investigație. Laura Vicol, de exemplu, parlamentara care făcea TikTok-uri în slow motion și-a dat demisia din funcție, iar demisia scrisă a ajuns virală. În demisia depusă după ancheta realizată de recorder... Subsemnatul Laura Vicol, președinte al Comisiei Juridice de Disciplină și... Ju, nu știu ce scrie acolo, din, din Camera Deputaților, prin prezența doresc să-mi exprim decizia de a demisiona din această funcție. Am, luat această de am luat această hotărâre ca urmare a locul, lucruri, nu, nu-mi dau seama și de, nu-mi dau seama, fără precedent în împotriva mea, iar până la rămurire doresc să demisionez. Prea. Nu, să demisionez pe viață, că nu o să te mai bag nimeni acolo, mai ales după scandalul ăsta, pentru că ăștia de la Recorder au dat mulți oameni din ăștia jos și au făcut foarte mișto. Atacuri nedrepte de o gravitate fără precedent la adresa sa. Cred că la lipsa asta de sumare se aștepta toată lumea. A ieșit și din partid, iar în paralel, Alex Nedea, reporterul de la Recorder, făcea o postare în care se amuza de felul în care Digi a dat știrea, cenzurând de fiecare dată cuvântul Nordis, ca să nu se audă, pentru că în trecut Digi a promovat Nordis pe site-ul lor. Dar subiectul luând amploare în toată țara, televiziunile nu au mai avut de ales și au început să preia cazul și să-l facă și mai cunoscut. Efectul materialului realizat de recorder a fost atât de mare încât în prezent se discută un proiect de lege care limitează la... Care oricum era din ce am înțeles... Doar că a fost ținut la naftalină și doar a fost scos. 10% avansul pentru cumpărarea de... Asta e metoda din Franța, dar mie mi s-ar părea normal ca Uniunea Europeană să reglementeze chestia asta, că până la urmă suntem în UE și oar, mi se pare că comisia ar trebui să vină să zică, bă, ok, chestia asta trebuie să fie în toate statele. Nu mai construi și mai faceți chestii ca la nebuni. Imobile construite. Plus de asta, oricum, la noi se dau puzuri, se dau tot felul de chestii din astea ca la nebuni. E dezastru. Ce de dezvoltatori. Așa cum e și în alte țări europene. Se vor face schimbări legislative pe piața imobiliară din România. Autoritățile vor... Și plus de asta ce am văzut, am văzut că acum Acum ați văzut cum e cu toți agenții ăștia imobiliari, bă, agenții imobiliari la tot pasul, de la copii, la oameni în vârstă, la efectiv o grămadă de tipuri de agenții imobiliari și aparent am înțeles că vor să reglementeze și chestia asta cu agenții imobiliari și vor să facă un atestat pe care o să trebuiască să renoiești și așa mai departe, parcă din 3 sau 5 ani, nu mai știu exact, să faci vreo 72 de ore ca să poți să iei acest atestat. Bine, chestia asta nu e ca și cum la noi se ventează, la noi o să se dea o semnătură pe atestatul ăla și o să-l imediat, nici măcar nu trebuie să să te duci și plătești și asta a fost că trăim în țara în care trăim și chestiile astea se fac la ordinea zilei pentru orice, dar pentru un atestat de, cum se numește, de agent imobiliar. Chestia asta se face la alea medicale de la școala de șofer, be serious. Să limiteze avansul dat garanție la cumpărarea unui apartament când blocul nu este încă ridicat. După modelul francez sau german, viitorii proprietari vor putea acorda un avans de aproximativ 10% din valoarea imobilului. Pentru moment, proiectul este depus în Parlament. Acesta vine în urma unei investigații a jurnaliștilor de la Recorder. Cum spuneam, în campaniile de promovare au participat și influencer sau persoane publice. Alina Ceușan, Adrian Nartea. ce mi place la Nordis Mamaia este cum arată. Deci designul este minunat, după cum se poate vedea. Eu sunt curios care au fost banii pe care i-au luat persoanele astea publice sau li s-au promis apartamente și așa. Asta oricum se poate vedea din ce am înțeles în cadastru. Știu că și Shelly a avut chestia asta și la Andrei știam situația care a fost, că ei luaseră la ei în sediu ăla unde a fost nu știu ce, pe Barter Park. Ok, pentru că tot proiectul ăsta e super impresionant, vă invit să o faceți. Aici și pachetele au uh, un proiect la... Ăsta, uite. Uite complex. Uite complex. Bă, arăta de arătat, arăta superb, scuză-mă. Complexul ăsta arăta absolut superb. Complexul ăsta, dacă îl făceai la Sinaia, vei sold out în fiecare iarnă, de la începutul iernii până la finalul iernii. Dacă tu făceai complexul ăsta la Sinaia sau la Brașov sau unde dracu era. Efectiv, vei sold out de la început până la final. Dar Oamenii, bă, sincer, suntem o de oameni cretini, nu ne plac banii, mi Ne place așa să dăm țepe, doar ca să fim noi mai înțeles că e deja sold out. Dintre toți, Shelly a fost persoana pe care s-a concentrat atenția, pentru că e și cel mai cunoscut dintre ăștia. Are și televiziunilor oricum, Shelly a mâncat pe toți ăștia din televiziuni și le place RTV-ul cel puțin numărul 1. Și, și la suprafață un videoclip din 2021 în care Shelly promova Nordis, editat cu bucăți din investigația de la Recorder. Însă Nordis este despre de mult mai mult de atât fraților și despre asta vreau să vă povestesc un pic. Poți să-ți un apartament pe care să-l folositi după bunul plac, dar de asemenea ai putea să să pe unul, iar Nordis să pentru vine și îți oferă un randament anual garantat care este de 7% sau peste. Garantat, ca garantat. Nu le răspund. That's the brief. Nu le răspund. Nu răspund. Nu răspund. Uite-te imensități ce au construit. Dacă... Asta e București? Da, asta e București. Da, da, e... Uite, asta e drive to extraordinar. Ceva rău! E ceva rău, la modul foarte rău. Însă noi dis este despre de mult mai mult de atât, fraților, și despre asta vreau să vă povestesc un pic. Țeapă ordinară. Face cel mai tare ansamblu rezidențial din România, la momentul actual. Oamenii și-au băgat toate economiile, noi sunt toți banii care am... Asta e nașpa, frate, asta e cel mai nașpa, pentru că sunt oameni care probabil s-au și îmbolnăvit din cauza faptului că au investit bani aici, pentru că dacă îți pierzi toate, toate economiile de o viață, cred că simți până la urmă și te iau un pic de cap și nu ești în cea mai bună stare psihică din punctul meu de vedere. Am strâns pe i-am băgat acolo, vă dați seama că nu, nu intru în alte detalii acum, eu m-am bolnăvit de inimă. Eu... Cât special un ei un modelul de business cu care au venit pe piața din România? E un model pe care am mai văzut în alte țări, însă niciodată aici. Nicia. Un model de business care putea să îi îmbogățească, deci modelul ăsta de business putea să îi îmbogățească. Dar nu te ce cap. Ale toată lumea plânge. footage ăsta a arătat destul de rău pentru Shelly, iar comentariile care l acuzau că a luat bani de la Nordis și că e vinovat moral pentru că a promovat o țeapă se mulțeau, așa că a venit cu un răspuns oficial pe Instagram și TikTok. Trebuie să facă asumții, de asta eu vreau să vorbesc acum pe fapte, pe dovezi și concluziile le trageți voi singuri. Punctul 1. Nu am încasat niciodată nici un reu, nici un ban de la Nordis sau orice altă firmă din grupul Nordis. Eu am avut o singură colaborare și pun accent pe cuvântul singură colaborare cu ei în anul 2021, mai exact în luna iunie a anului 2021, este foarte importantă data la care s-a întâmplat această colaborare și acea colaborare a fost una de tip barter, nu a fost o colaborare plătită. Mai exact, eu aveam nevoie pentru un videoclip muzical a unei piese Five Gang să filmez într-o locație de locația de loc lui Nordis, pentru el. Business, da? În acea vreme, în 2021, pare rău că a făcut reclamă la Nordis știind informațiile din prezent, dar nu consideră că a greșit cu ceva per total. Cum a? Cu informațiile Bă, știi care e faza? Faza e că, uite, ce a zis și el în chestia aia cu influencerii care verifică produsele. Anumite produse ai cum să le verifici. Dar e greu să faci verificări la un dezvoltator imobiliar, din punctul meu de vedere, sau la alte tipuri din astea. Cum a fost și Plaj Bio. Și așa mai departe. Sunt unele chestii la care nu poți să faci verificări, uite, și inclusiv la Plaj Bio. Unde, bro, oamenii se dădeau cu ele, doar că erau foarte bine băgate în spate problemele astea. Adică sunt niște chestii, știi? La HBO, la doamne. Deci și acum mi-aduc aminte, hai de să vă zic așa o poveste și după terminăm, cam asta e cu clipul cu schema Nordis. Să vă zic o chestie funny. Deci, eu când am făcut rost de numele Georgescu pe Instagram, el avea mama unei prietene de ale mele, da? Random as fac. Deci ea avea numele Georgescu pe Instagram, o doamnă în vârstă, pe la vreo 50 de ani, care nu a vrut să mi-l dea inițial. După ce am început să fac în mediul online, să meargă bine, m-am tot rugat, m-am tot rugat și undeva pe la finalul pandemiei mi s-a zis, da bro, uite, hai că se rezolvă, ei numele. Și am făcut rost de numele Georgescu, bro, am numele Georgescu pe Instagram, mi se pare cel mai tare lucru de pe Planeta Pământ. A, da, deci nu ai cum, e greu să nu mă găsești și e un nume fenomenal, așa, mai departe. Înainte mă chemaște Ștefan 27, Andrei ca idee. Mai departe, știți ce a fost rugămintea fetei la final? După ce am, uh, cum se numește, după ce am te terminat cu numele, vă zic eu ce a fost. Dacă pot să-mi fac și mie rost de ceva de la plaj bio, ca să înțelege. Deci cam asta a fost și faza cu plaj bio. Cam asta e faza cu schema Nordis, cam asta e faza cu nenorocirile care se întâmplă pe zona imobiliară în România. Aveți grijă de unde cumpărați, aveți grijă de unde cumpără părinții voștri, ajutați nu-i lăsați singuri să cumpere sau să facă chestii de capul lor bunici, e tăcă, e, tăcă, e tăcă. Chiar dacă se supără pe voi că vă băgați nasul și așa mai departe, din punctul meu de vedere mai bine căutați voi și le ziceți, bă, stați un pic, aveți mult mai multe resurse și știți mult mai bine cum să căutați ceva, chestii în mediul online, poate informații și așa mai departe. Sau poate să întrebați stânga-dreapta, să vedeți poate părinții prietenilor voștri sau habar n-am rude, tăcăie, ai prietenilor voștri. Au cumpărat acolo, au văzut că e o schemă, au văzut că e ok, nu, nu știu nimic, știu dezvoltatorul, nu știu dezvoltatorul și așa mai departe. Acum habar n asta este ca o părere din punctul meu de vedere pentru că oamenii în vârstă și oamenii mai... În etate, nu prea știu ei să folosească în general aplicațiile și să se informeze. Că până la urmă, fake news foarte multe dintre ele, iau ca target pe ei. Aveți grijă de unde cumpărați apartamente. Mizerabili ăștia, sincer, merită pușcărie pe viață, care au distrus viața tuturor oamenii. Dar, fraților, eu am fost Georgescu, v-am pupat, ne vedem next time, love you!